Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Sărbătorile vin cu daruri, zâmbete, emoții deosebite și oameni dragi în preajmă. Sărbătorile își fac loc și în viața militarilor. Astăzi simțim feria Revelionului la Ministerul Apărării și în unitățile Armatei Naționale. Colindăm și le urăm de bine celor care au avut grijă ca 2015 să fie un an rodnic, plin de realizări și cu rezultate pe măsură. Altfel spus, ne bucurăm de faptele alese la răscrucea dintre ani. Fiți alături de noi! Este singura opțiune care vă poate aduce lumea militară în casele dumneavoastră. Dragi prieteni, noi, domnița Jechiu și Tatiana Cocerba, vă spunem bună ziua! Obiectiv. Securitate și apărare. La cumpăna dintre ani realizăm totalurile. Acest lucru a fost făcut și în domeniul militar. Ministrul Apărării și-a dat întâlnire cu reprezentanții misiunii OSCE și atașații militari acreditați în Republica Moldova. Ședința de bilanț, care a devenit o tradiție anuală, are scopul de a totaliza activitățile realizate pe parcursul anului 2015 și de a elabora sarcinile ce revin pentru anul 2016. Potrivit ministrului Apărării Anatol Șalaru, reuniunea reprezintă o ocazie de a consolida relațiile dintre Ministerul Apărării și Asociația de Militari acreditați pentru Republica Moldova. Prezent la eveniment a fost și Corpul de Comandă al Armatei Naționale. Anatol Șalaru le-a mulțumit diplomaților militari pentru bunăvoința, susținerea și asistența acordată Republicii Moldova la reformarea sistemului național de apărare. Disponibilitatea partenerilor de a continua desemnarea atașaților militari Republica Moldova este o dovadă a faptului că țara noastră a căpătat încrederea celorlalte state și că devine furnizor de securitate, fiind implicată în procesul de asigurare a păcii și securității regionale și internaționale. Cu această ocazie, vreau să vă mulțumesc domnilor atașați militari și reprezentanții misiunii OSCE pentru bunăvoința, susținerea și asistența acordată Republicii Moldova pentru reformarea sistemului național de apărare. Prin intermediul proiectelor și inițiativelor comune, am reușit să dezvoltăm și să consolidăm capabilitățile militare ale Armatei Naționale pe domenii cheie, cum ar fi sistemul de învățământ militar, instruirea, personalul, resursele tehnico-materiale, infrastructura și altele. Șeful Direcției Politici de Apărare și Planificare a Apărării, colonelul Alexandru Harea, a trecut în revistă activitățile desfășurate pe compartimentul cooperării militare internaționale în 2015, menționând că atașații apărării și țările pe care le reprezintă au avut o contribuție esențială la reformarea Armatei Naționale. Consolidarea profilului internațional al instituției a constituit unul din obiectivele prioritare pentru Ministerul Apărării. Explicat pe de o parte prin interesul său de a se prezenta în calitate de o organizație puternică și influentă pe arena internațională, pe de altă parte prin sporirea pe această cale a capacităților de apărare, de a-și pune în aplicare propriile politici, contribuind astfel la soluționarea problemelor regionale presante. La rândul său, colonelul Dumitru Neacșu, atașatul apărării aero și militar al României Republica Moldova, decanul Asociației Atașaților Apărării Acreditați pentru Țara Noastră, a apreciat deschiderea și sprijinul acordat de către Ministerul Apărării în familiarizarea membrilor asociației cu specificul activității militare și în participarea comună la activitățile organizate în 2015. Asociația Atașaților Apărării Acreditați în Republica Moldova a reușit să fie dinamică și să-și exprime la unison opiniile și ideile, pași importanți în realizarea consolidării ei, precum și pentru o relaționare strânsă cu conducerea Ministerului Apărării. Proiectul de program stabilit prin grija Direcției Politica de Apărare și Planificare a Apărării satisface în bună măsură așteptările tuturor membrilor asociației. În prezent, în țara noastră sunt acreditați 29 de atașați militari, iar cooperarea militară bilaterală este reflectată în programe de asistență tehnico-materială, de consultanță, precum și de perfecționarea a ofițerilor moldoveni în instituții de învățământ militar din străinătate. Au
jurat să-și apere țara chiar și cu prețul propriei vieți. În mai multe unități militare, tinerii soldați au depus jurământul de credință patriei. Este o nouă etapă care marchează absolvirea cursului de instruire militară cu durata de 4 săptămâni. După ce au făcut cunoștință cu regimul, pasul de defilare și s-au inițializat în ale artei militare, ostașii au fost divizați în unitățile Armatei Naționale. 217 de soldați din Brigada Ștefan cel Mare din Capitală și-au făcut datoria față de țară în prezența ministrului apărării Anatol Șalaru, ofițeri și subofițeri ai Armatei Naționale, colegi, prieteni și membri ai familiei. Fiți aproape pentru a cunoaște eroii neamului! Ministrul Apărării a îndemnat pe tinerii ostași să-și îndeplinească cu onoare serviciul militar și să se respecte reciproc. Anatol Șalaru și-a exprimat convingerea că mulți dintre ei vor alege să rămână în serviciul țării și să devină militari profesioniști. Brigada 2 infanterie motorizată pentru depunerea jurământului este durată. Comandă brigada, colonel Șaramier. Bună ziua! Depunerea jurământului este evenimentul cel mai important din viața unui militar. De astăzi, acești tineri fac parte din familia Armatei Naționale și au responsabilitatea de a onora această instituție. Ați avut ocazia, timp de o lună, să vedeți cum este viața omului în uniformă. Ați fost instruiți de către comandanți care au fost cei cândva ca dumneavoastră. Luați exemplu de la ei. Ghidați-vă de sfaturile pe care vi le dau și sunt sigur că anul viitor mulți veți alege să rămâneți în serviciul țării, să deveniți militari profesioniști. Vorbim mult despre reformă, despre modernizare, despre strategii și schimbări. Aceste schimbări, dragi militari, trebuie să le faceți dumneavoastră, cu o nouă mentalitate, viziune și forță. Veți contribui prin activitățile dumneavoastră la asigurarea libertății tuturor cetățenilor. Vă îndemn să vă îndepliniți cu onoare serviciul militar, să vă respectați reciproc și să deveniți militari cu literă mare. La rândul său, colonel Sergiu Șaramet, comandantul brigăzii Ștefan cel Mare, a apreciat alegerea viitorilor apărători ai patriei, menționând că jurământul este un pas important pentru fiecare militar. Un nou contingent de soldați s-a alăturat generațiilor de bărbați care s-au dedicat slujirii neamului nostru, asigurând apărarea suveranității și integrității Republicii Moldova. Depunerea jurământului militar este actul de conștiință cu înalte semnificații patriotice și civice, prin care un tânăr dobândește pe deplin statutul de militar. Ziua în care depui jurământul militar rămâne una memorabilă, cu emoții deosebite și unică în viața fiecărui bărbat. De această părere sunt tinerii care au rostit cu mândrie și devotament credința poporului. Батальоны де инструкции. Информация. Марш! Sunt soldat un cumarin. Această zi va fi memoria noastră, adică celor care au dat jurământul. A fost foarte emoționat și frumos. Sunt mândru de acest eveniment, deoarece jurământul este odată în viață. Nu este în fiecare zi și numai bărbați îl dau. Sărbători fericite, sănătate, fericire, alături de părinți și persoanele scumpe. Sunt soldat Cobluc Ion. Eu consider că fiecare băiat ar trebui să facă serviciu militar. Un bărbat ar trebui să fac serviciu militar. O să ne numim cu mândrie bărbați adevărați, puțin mai disciplinați. Păi le doresc la toți sărbători fericite și ca toți bărbați să treacă prin asta, să fac serviciu militar, așa ca noi soldați.
Locotenent major Artur Cebotar, locțitor comandant batalion pe lucrul educativ la batalionul de instrucție din Brigada Ștefan cel Mare, ne-a vorbit despre cât de motivați și rezistenți sunt tinerii la început de cale militară. Sunt destul de motivați, cu interesați de a executa un serviciu vigilant, de a-și perfecționa studiile în instrucție de front, precum și instrucția focului, tactică. Destul de dificil prima doar săptămână, pe când nu ești deprins, trecând așa un pas de la viață civilă la o viață prin disciplină militară. E destul de dificil, dar prin regim, prin program zilnic, prin disciplină, se dezvoltă deprinderile și, în continuare, destul de ușor. Vreau să doresc succes, o disciplină înaltă și o carieră militară în viitor. La părinți vreau să-i asigur că au crescut băieți frumoși, mari, tari la caracter, care au avut posibilitatea de a ne arăta disciplina lor în timpul cursului de tânăr ostaș. Cei mai dragi prieteni, colegi, părinți, bunei, frați și surori au venit să-i susțină pe ostași, să-i încurajeze și să le ureze serviciu militar ușor. Buneii soldatului Victor Chirtoacă se mândresc cu un așa bărbat în casă. Noi suntem veniți la Rezina, noi suntem buneii lui domnul Victor Chirtoacă, ostaș din Rezina. A venit să vedem cum dă jurământul către patrie. Suntem bucuroși. După ce a terminat colegiul de transport de la Chișinău, a spus, eu vreau să fac armată. Ne mândrim cu asta. Da, și să-i ajute Dumnezeu să fie cu minți, să asculte șefii și toți să fac armată și să întoarcă bucuroși. Sănătoși fără... acasă. Cu această ocazie, oaspeții au avut posibilitatea de a gusta din tirciul ostășesc, de a face cunoștință cu armamentul și tehnica din dotare Armatei Naționale, precum și cu baza logistico-didactică a unității. Capitan Margareta Todica, medic din Brigada a doua, ne prezintă utilajul medical modern al brigăzii. Prezentăm asigurarea medicală în condiții de campanie și vă prezint deci geanta instructorului sanitar, aparatul K4 unde se distribuie oxigenul și toate cele necesare, deci cu cine a dotat ajutorul umanitar din Germania. Suntem dotați mai bine față de anii precedenți. Deci ne mândrim că avem utilaj nou, medical, și suntem în stare să acordăm ajutor medical în stil mai modern. Alături de tinerii soldați au fost și colegii din batalionul cu destinație specială Fulger, care le-au prezentat un număr de exerciții demonstrative de luptă corp la corp. Soldații se vor bucura de sărbătorile de iarnă în unitate, alături de colegi și comandanți. Peste 700 de tineri încorporați în noiembrie curent au depus jurământul militar. Șanse, foaie verde, floare de rozachie, eu plec mândru, dragă, și te las cu dor. Plec un an de zile la militerie, dar cum trece anul, vin și mă înfor. Plec un an de zile la militărie, dar cum trece anul, vin și mă înfor. 1, 2, 3, pășește-n marșul stajul. 1, 2, 3, cadența respectând. Maică și tăicuță, mi-a venit sorocul ca să-mi apără țara și al meu. Păstrezi iubitul jurământul care ne l-am dat sub stele pentru viitor. Nu te las la nimeni, ci te las iubirii, dar cum trece anul, vin și mă înzor. Nu te las la nimeni, ci te las iubirii, dar cum trece anul, vin și mă înzor. 1, 2, 3, pășește-n marșul stajul. 1, 2, 3, cadența respectând. Maică și tăicuțe, mi-a venit sorocul ca să-mi apără țara și al meu drum. Eu la căpănie îți voi duce dorul, dar un an de zile nu-i atât de mult. Uite mândru trenul și-a pornit motorul, haide-mă petrece încă cu-n serut. Uite mândru trenul și-a pornit motorul,
haide mă petrece ghincă cu un feru. Un, doi, trei, pășește mașostajul. Un, doi, trei, cadența respectiv. Maică și tăicuțe, mi-a venit sorocul ca să-mi apără țara și ala meu. Clopoței de argint răsună să adune lume bună la noastră sărbătoare pentru mic și pentru mare. De Crăciun, haideți să fim mai buni! Spiritul sărbătorilor de iarnă a fost adus și la copilașii de la școala de tip internat pentru copiii orfani și rămași fără îngrijirea părinților din Cărpineni, Hâncești. Ministerul Apărării a oferit acestor copilași daruri de Crăciun. Astfel, magia sărbătorilor de iarnă prin mărinimia militarilor și funcționarilor din Armata Națională a fost mai aproape de cei care merită ajutorul și susținerea noastră. În semn de recunoștință, copiii au prezentat un divers program artistic care a inclus colinde și cântece tradiționale. Blinde, fratul! S-a sculat mai iar, mădica trăia și-a încălcat un cal învățat cu lune de aur, graul, șaua de aur, flui de mătase, cătrițe groase. Și în scare s-a urcat, de ce câmpuri s-a uitat, ca să aleagă un loc curat pentru oraș și să mâna. Și în curând de s-a bucat câmpuri, piețe de arat, s-a bucat într-o joie cu car, cu 12 boi, boi cu urei, coate de pendei, frute țintăței. Frați, măi, hei, iar curătești, hei, 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 mânați, măi! Mă numesc Bruno Steven și am 10 ani. Frumos nume ai, Steven. Deosebit. Mulțumesc. Îți place cadourile de astăzi? Da. Ai vreo dorință mai specială, Steven? Da. Spune, ce ți-ai dorit? Mi-aș dori să cresc mare, să fiu soldat, ca să apăr țara Moldova. Tudor Țienu, directorul instituției, a mulțumit conducerii Ministerului Apărării pentru acest act de caritate, care a strânit zâmbete și fericire pe fețele celor mai triști ca noi. Este plăcut când în instituții la noi vin oaspeți și bucură pe acești copii care sunt puțin mai triști ca copiii din familie, pentru că lor le lipsește anume familia și noi ne străduim din răspideri să le înlocuim pe cât putem și noi. Și faptul că ați venit astăzi la noi ne bucură mult, pentru că dumneavoastră ne-ați mai onorat cu prezența și în alte dăți. Eu când le-am spus că vine azi Ministerul Apărării s-a bucurat foarte mult. Eu doresc Armatei Naționale să se ocupe mai mult de acțiuni de caritate și mai puțin de acțiuni de manevre și de război. Vă mulțumim mult! Viceministrul Apărării Gheorghe Galbure a menționat că gestul militarilor vine în sprijinul acestor copii pentru a-i face să se bucure de minunatele sărbători de Crăciun. Astăzi suntem ospeție la copiii din satul Cărpineni, unde am venit din partea Ministerului Apărării să le oferim și noi cât de cât o mică cadou pentru cei sunt sărbătorile de iarnă. Fiindcă noi, maturii, cei care suntem în alte condiții, poate nu așa avem nevoie cum acești copii care sunt aici la casa din Cărpineni. Le-am adus dulciuri, le-am dorit sărbători fericite, ei ne-au pus un mic concert, ne-au urat, ne-au colindat. Și le dorim că în anul care vine, copilașii să fie, în primul rând, ascultători, să învețe numai bine și să devină cei cetățeni ai Republicii Moldova pe care noi să mizăm. Și eu cred că aici sunt mulți copii care să devină oameni mari pentru societatea noastră. Mulți ani, copilași! Feria sărbătorilor continuă. Bradul de Revelion a fost împodobit și în tabăra militară a bazei de aviație Mărculești, acolo unde doar aparatele de zbor nu au parte de sărbătoare. Militarii marchează anul nou prin organizarea unui matineu pentru copiilor, le oferă daruri, cântece și distracție, întrucât aceștia deprind arta militară și pășesc pe urmele părinților din copilărie. De asemenea, la trecerea dintre ani va fi organizată și o surpriză de lumini pe cer, care va bucura ochii locatarilor din preajma unității. Potrivit locotenentului major Ion Cucoș, militarii bazei de aviație contribuie la organizarea unui matineu pentru copiii lor, iar contingentul de femei are o prestație aparte în cadrul acestuia. Anual se îmbodobește bradul, se face un mic concert, un matineu pentru copiii militarilor care servesc patria în bază de aviație. Copiilor li se dau cadouri, unui concert,
muzică, distracție. Încă din copilărie, întotdeauna, de an nou, există acel sentiment, spiritul de sărbători, toți îl așteaptă. Așteptăm un an de zile, îl așteptăm până la urmă. Și clar că mai e frumos pentru copii, dar noi, maturi, încercăm să le creăm condiții prin organizarea unui mic matineu, Podoverea Bradului. Ca și mai înainte, copiii recită poezii, se păstrează acele momente care erau mai înainte. Doamnele organizează un fel de cor, cânti mai vechi, tot pentru copiii militari. Aparatele de zbor au și ele sărbătoare? Sau... Aparatele de zbor sunt la păstrare. În mod normal, nu există nicio activitate mai specială. Aș vrea să le doresc mult sănătate, bucurii din partea celor dragi, mereu succesul să le se întâmpine și Dumnezeu să-i păzească și îndrume doar spre fapte bune. Sărbători fericite! Pe teritoriul unității se află și unica grădiniță militară destinată copiilor, angajaților civili și militarilor din baza de aviație. Aceștia au ocazia să-și vadă mamele și tații în timpul zborurilor. Curajoase, pline de spirit și inițiativă, doamnele militare au deprins specificul meseriei. Afirmația este susținută și de către plutonier major Oxana Vartan. Într-adevăr, doamnele sunt deosebiți, fiindcă depunem foarte mult efort, anume la asigurarea zborurilor. Suntem niște doamne curajoase, care, într-adevăr, asta e specificul nostru de aviație. Într-adevăr, suntem militari, e o responsabilitate, însă și copiii noștri să învață pe umirii noștri, să fie mai responsabili, mai curajoși în tot, spre și îndemnăm, fiindcă asta e specialitatea noastră și specificul nostru de fiecare zi. Fiindcă suntem în preajma sărbătorilor de anul nou și de Crăciun, la toți colegii și la toate rudele, le doresc mult sănătate, succes, împliniri frumoase, fie ca anul care vine să fie un an mult mai bun față de cel care a trecut. Noi realizări, ploaie de stele pentru cei care suntem în sfera militară. Noroc și baftă în toate! Atât locatarii taberei militare, cât și satelor din jurul unității se vor bucura de un spectacol de lumini, iar acest fapt va fi posibil datorită iluminatorului care va fi testat de sărbători. Mai multe detalii ne oferă locotenent major Ion Cucoș. Acesta este un APM-90 pe bază de Zilos 30. Este destinat pentru iluminarea aerodromului și în perioada sărbătorilor de iarnă vom încerca să-l testăm pentru a da culoare însă și sărbătorilor de iarnă. Deci vor fi 4 mașini APM-90 și vom încerca să facem un joc de lumini. Cine va avea parte de acest spectacol de lumini? Deci această activitate se va vedea în raza de 2-5 km. Vor avea parte de un joc de lumini toți locuitorii tuturor satelor de prin jurul unității militare. Am pornit să colindăm. Să colindăm le roi, Doamne, flori de măr. Urări de bine, colinde, dans și voie bună. În pragul sărbătorilor de iarnă, militarii nu uită de datinile strămoșești. În acest context, oficialii Ministerului Apărării au fost plăcut surprinși de către o ceată de colindători. Aceștia au urat conducerii instituției militare sărbători de iarnă fericite și succese în noul an. La rândul său, ministrul Apărării Anatol Șalaru le-a mulțumit colindătorilor pentru urările de bine și le-a oferit daruri. Bună ziua și bine v-am găsit la mulți ani, sănătate, bucurie și realizări cât mai frumoase în misiunea care aveți în nobilă. Vreau să vă întrebăm dacă primiți o colindă frumoasă. Încercăm să venim cu o colindă cât mai frumoasă, cât mai aproape de sufletul dumneavoastră. Nu de mult ne-am întors de la București, de la înregistrat la Grigori Leșe de la o emisiune, unde am apărat cu cinste cartea doamnei Varvara Buzilă, colindul în ceata bărbătească. Și vă oferim și dumneavoastră o colindă frumoasă. Primiți colinda! Prind-o lumânări și țintind-o masă-n casă.
Dărui, Doamne, că știai că s-or veni. Junești bun, colindători, oi nerunda. Dărui, Doamne, să-ți colinde chir cu chir. Chir cu chir și-un caramfiru, oi nerunda. Dărui, Doamne, meargă șlină la fântân. La fântâna lui Iordan, oi nerunda. Dărui, Doamne, să ia apă într-o năfram. Meargă-și patru colindându, oi nerunda. Dărui, Doamne, doi cu apă rourând. Peste casă, peste masă, oi nerunda. Dărui, Doamne, peste fața feților. Fes din somn, somn, pomenire, oi nerunda. Dărui, Doamne, mai bine n-or dărui. Bucolacului Crăciunul, oi nerunda. Dărui, Doamne, pe colac padre de vin. Dar și ici angez, Domnul, oi nerunda. Dărui, Doamne, ce-s Domnul jupânion. El să-mi fie iar sănătos, oi nerunda. Dărui, Doamne, cu-a lui casă, cu-a lui mas. Cu-a lui dar jupâneasă, oi nerunda. Dărui, Doamne, cu-n colin și-o voie bun. Să vă fie de bine! Primiți sunătorii! Roată-mi să fie! Gospodare, am venit noi cu urare, toți în pace să trăiți și cu viața să o sfințiți. Mâine anul se noiește și Crăciunul îl mestește, iar afară vântul bate, daruri vă aduc în spate. Pentru asta mai plăcări, am sunat din Zurcalei să răsune peste voi. Aho, aho, plugari voinici, hai pocniți vârtos din bici, ca să știe tot poporul că am pornit cu plugușorul. Vă poftim de vă treziți, dar să nu ne bănuiți. Vă poftim de vă scolați, dar să nu vă supărați. Trageți plugul cât mai tare, să răsune până în zare, să se audă munți și băi, mânați, măi! Aho, aho, dragi atașani, ofițeri diplomați, din mașini descălecați, furatura neascultați. Ne-am pornit de dimineață, măștile le-am pus pe față, buzele mi le-am ruit și la voi am poposit. Mânați, măi! Веселых швен Божьего народження до сього року, здоров'я, помишлості і суксесів заводові. Зараз будемо співати, щиро друзів посівати, від посольства України, де живуть добрі людини. Пану Ліпрієнко, дипломат, нам і буде дуже рад. Ми Курілку теж бажаємо, з Новим роком вас вітаємо! Так повелось на белом свете уж много-много лет подряд. Такой чудесный добрый вечер нам ангелы с небес летят. Они несут добро, надежду, благословение в каждый дом. И с Новым годом поздравляют и с благодатным Рождеством. We're wishing you a Christmas full of laughter, love and light, with delicious holiday foods to excite your appetite. We're hoping you receive delightful gifts to make you smile, with family and friends to love you all the while. We wish you a Merry Christmas, may your Christmas dreams come true, and when Christmas is over, a Happy New Year too. Ей, шестину лунді мура, турах не обосиши бура, ми не лініон яцат, клопоту не сострікат.
Trageți plugul înapoi că e plic și bai de noi. Curătura de vă place, noi vom mai veni încoace. Dar dacă nu v-a plăcut, nu o să mai venim mai mult. La anul și la mulți ani, opriți plugul militar! Aho! Aho! Păi, verdiris că ies, hai la hori mai băieți! Vă dorim la mulți ani și vă mulțumim frumos și mult, mult succes să aveți pe viitor. Mulțumim. Și vă mai Anul nou în ușă bate, un an nou cu sănătate. Ceata de militari vă urează la mulți ani și la anul care vine să o duceți mult mai bine. Cu voi a fost domnița Jechiu și Tatiana Cocerva. Un 2016 pe cinste. La mulți ani, prieteni! Prin orașe și prin sate se aude zi și noapte Radio Moldova. Prin orașe și prin sate se aude zi și noapte Radio Moldova. Să vă mulțumim.